Ai, dar ce dimineață e. E sâmbătă, 9:30, 7 grade afară. Mergem să vedem un F4i, nu pentru mine, pentru un bandit. Vine de la București, m-a rugat dacă pot să arunc și eu o privire. Am zis, bă, de ce nu? Trebuia să ne întâlnim la 10, m-a sunat la 9:30 că e aici. Nici cafeaua n-am mai apucat să beau. Dar vedem ce bandit, ce motocicletă vrea să-și cumpere. Am pus și ochii pe motorul ăla. Dar că este puțin mai scump decât bugetul meu. Și am zis că mai stau. Nu se mișcă rău motorul. Frâna față-i cam... În rest, na, merge. Și luat-o. De bă, ce frumusețe. Băi, cât de comodă poate fi. Ar fi putut fi a mea, dacă aș fi avut banii. Cum ies boss de aici?
HF4-ul ăsta la București. Din păcate. Să-l folosească cu plăcere, o să-l vedeți în motovloguri. Sunt convins. Este foarte frumos. Merge bine. Crești mare. Eu am plecat cu a doua de pe loc. Pentru că de ce nu? Da, măi, bandiților, și mă gândeam eu zilele trecute, tot ieșind așa prin oraș și făcând poze cu abonații, stăteam și mă întrebam de ce se uită lumea la motovlog. Adică, și nu reușesc să-mi dau seama, pentru că sunt 34, 35 de mii acum de abonați. Dă-mă peste mine. Hai, Vrancea, că m-ai albit, trăiți iar familia. În 35.000 de abonați. Și nu cred că sunt toți pasionați de moto. Vrancea, banda întâi, îți spune ceva? Dacă mergi cu 20, nu-ți spune nimic, că nu cunoști. În 35.000 de abonați. Și habar n-am de ce se uită oamenii la motovlog. Pentru că eu doar mă plimb cu motocicleta. Nu fac nimic, wow, mic special. În altă dezordine de idei, dacă sunteți abonat, spuneți-mi în comentarii de ce vă uitați, ca să înțeleg și eu. Știu că e greu și e nasol, te rog, eu nu da cu șutul. Știi că nimic nu e ușor și ăsta-i doar începutul. Urmează chestii mai grave, da, am încredere în tine. Habar n-ai unde te duce, așa că ține-te bine. De tine ține ce vrei. Acum să trecem la fapte, să n-ai încredere în nimeni. Restul sunt doar să te sapi.